În primul rând, întrebarea se pune când să fie consultată la sân. Când apare o modificare la nivelul sânului? Nu, pentru că atunci poate să fie târziu. Și din păcate am din ce în ce mai multe paciente care descoperă la un moment dat că este în urmă cu un an. Sunt paciente care știu de 5 ani de o leziune. Telespectatoarea mai devreme spunea că a fost acum 4 ani la consult când a născut și atât. Dar sunt femei care știu că au ceva în sân și de teama cancerului, de teama diagnosticului de cancer. Da, vestea care va să asta fie, este da. Teama de fapt care le împiedică să vină la consult și nu teama de consult, pentru că este așa de simplu. Nu se întâmplă nimic nu la consult. Doare, sigur, nu se întâmplă nimic rău, nu este în niciun fel traumatizată de momentul consultului, însă teama de un diagnostic grav o face să nu vină la consult. Greșit din două motive. Una, pentru că stând pe loc, nefăcând nimic, este evident că boala va progresa. Ne intervenind la timp, ne tratând la timp, cu cât boala evoluează, cu atât resursele terapeutice pe care le mai avem scad și rezultatele sunt din ce în ce mai mici. Deci, în primul rând, femeia când descoperă o patologie la sân și o să spunem mai încolo ce înseamnă acest tip de patologie care s-o determine să vină la consult, trebuie să vină urgent la medic. Unde la medic? Am stabilit deja la sigur, medicul ginecolog. Iar mai mult decât medicul ginecolog, deja sunt colegi care s-au supra-specializat în senologie, în știința care se ocupă cu studiul sânului. Foarte multă lume încă nu știe ce este senologia, ce este senologul. Este cel care se ocupă de sân.